Fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt, Delicatețe de sus. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Oh, ce raze de blândețe și frumusețe străluceau în viața zilnică a Mântuitorului nostru! Câtă noblețe se revărsa din însăși prezența sa! Același spirit va fi descoperit și în copiii săi. Aceia în care locuiește Hristos vor fi înconjurați de o atmosferă divină. Veșmintele lor albe de curăție vor fi îmbibate cu un parfum din grădinile Domnului. Fețele lor vor străluci de lumina sa, luminând calea pentru picioarele care șovăie și care obosesc. Niciun om care are adevăratul ideal cu privire la un caracter desăvârșit nu va da greș în a dovedi simpatia și iubirea lui Hristos. Influența harului trebuie să înmoaie inima și să înnobileze și să curețe sentimentele, dând o delicatețe de sus și un simț de bunăcuvință.